Clubul Sportiv Municipal și Primăria Zalău vor organiza vineri 31 iulie, cu ocazia Zilelor Zalăului, o gală amicală de box la care vor fi invitați și pugiliștii din Ungaria. La fel ca anul trecut, cu ocazia Zilelor Zalăului, vor fi organizate și în acest an diferite competiții sportive la care vor putea participa atât amatori cât și sportivi profesioniști. Una dintre ele va fi gala de box organizată vineri 31 iulie în incinta stadionului municipal din Zalău. Pe lângă pugiliștii de la Clubul Sportiv Municipal Zalău, vor mai fi prezenți sportivi din Oradea, Baia Mare, Slatina, Cluj, dar și 8 pugiliști din Ungaria. Avem prevăzut săptămâna aceasta, având în vedere că este sărbătoarea Zalăului, avem prevăzut să organizăm competiții la fiecare disciplină, așa că avem la tenis de masă cupă care se va ține vineri și sâmbătă în sala de tenis la stadionul municipal, avem la lupte la fel care se va ține în sala de antrenament la stadionul municipal, cupa municipiului, și avem organizată la box care la fel o să ținem tot pe stadionul municipal vineri de la ora 18. O să montăm ringul aici pe pistă, în fața tribunei, să aibă acces cât mai mulți spectatori, și sperăm să fie niște competiții reușite, pentru că ne-am dat interesul și avem și susținerea celor de la primărie. Ne oferă cupe și tricouri la fiecare disciplină și începe să devină o tradiție pentru fiecare ramură de sport să organizăm câte o competiție de zilele municipiului. Sigur că participanții sunt în număr din ce în ce mai mare. Avem chiar multe solicitări pe care chiar nu le putem onora, pentru că suntem și noi limitați și cu bugetul și cu locurile la hotel. Dar avem și participanți la box, de exemplu, din străinătate, din Ungaria, un club sportiv din Pocș, care participa și anii trecuți. Avem un club sportiv din Debrețin, care sperăm să vină, încă nu ne-a confirmat Debreținul, dar Pocșul va fi prezent cu 7 sportivi. Deci facem o competiție internațională la box. Sperăm să fie competiții reușite, la fel ca și în ceilalți ani, și să putem da dovadă oamenilor din Zalău că chiar facem activitate la disciplinile care le avem. Printre zeleoanii care vor urca în ring va fi și Adrian Popuția, cel mai bun produs la ora actuală al boxului zeleoan. Acesta se află în plină pregătire pentru Campionatul Național de Seniori. Adrian Popuția este în pregătire pentru naționale, pentru el este binevenit un match și o verificare în vederea participării la naționale. Sperăm să se și țină campionatele naționale, pentru că Federația Română de Box are anumite probleme la ora asta și deocamdată competiția care urma 3 august să o organizeze, respectiv Cupa României de juniori, nu se mai ține, nu mai organizează până la o dată care o să fie stabilită, au probleme financiare și nu știm ce va organiza în continuare. Dar noi ne pregătim totuși pentru Campionatul Național, avem obiectiv cu Popuția și sperăm că această gală care o facem acum să fie un bun prilej de a verifica stadiul de pregătire. Dacă anul trecut Popuția a avut un adversar din Ungaria, la gala din acest an va boxa împotriva lui Ionel Oșvat de la Crișul Oradea. Oșvat este un pugilist care evoluează la categoria super grea, plus 91 de kilograme, medalia la Campionatul Național și Cupa României. Acesta a boxat și la Centura de Aur, dar și la Bigger's Better, turneu internațional la care a participat și Adrian Popuția.